Fraților, așa cum stați aici, aș vrea să vă citesc câteva cuvinte și pe baza acestor cuvinte din Scriptură să ne gândim la lucrurile care ne privesc în mod deosebit pe noi. A venit un om, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 6. A venit un om, trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci l-a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit din lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi. Ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul se facă copii al lui Dumnezeu. Aceasta trecem acum la versetul 21, tot din Evanghelia după Ioan. Și el a întrebat, dar tu cine ești? Ești Ilie? El a zis, nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuși? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor și i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci de ce botez, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspunsul a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaște. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg ureaua încălțămintelor lui. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, mai înainte de orice altceva vreau să spun slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, se cuvine cinstea și lauda pentru că în numele Lui ne-am adunat. În numele Lui ne-am rugat. Numele Lui am cântat și dorim ca numele Domnului Iisus, fiecare dintre dumneavoastră să fiți binecuvântați. Și timpul acesta pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze și pe fratele Roy, Dumnezeu să binecuvânteze locul acesta și Dumnezeu să binecuvânteze viața fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Amin. Așa să vă întreb, mai credeți în binecuvântarea lui Dumnezeu? Amin. Credeți că Dumnezeu mai poate binecuvânta oameni? Amin. Știți că Dumnezeu nu binecuvântează planuri, nici clădiri, ci oameni. Amin. Oameni pe care îi folosește. Câți dintre dumneavoastră sunteți dispuși să luptați pentru o binecuvântare și să spuneți, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Amin. Amin. Dumnezeu să vă facă după credința pe care o aveți. Lumea în care trăim experimentează diferite crize pe toate planurile. Dar din punctul meu de vedere, cea mai mare criză este criza de conducători. Conducători adevărați, nu conducători falși. Gândiți-vă puțin la ce conducători are România acum. Așa sunt conducători. Ce conducători am avut de când a început Revoluția? Dar ce conducători am avut înainte? Am zis că scăpăm de unii și dăm de alții. Doamne, ai milă de noi. Vedeți? Ce s-a întâmplat în România săptămâna aceasta, de luni până acum, este o imagine a modului în care suntem guvernați. Deci e un exemplu practic. Cum suntem guvernați? Și stați puțin, s-a întâmplat un caz minor. Dacă s-ar întâmpla ceva mare, ceva grav, cum suntem guvernați? Democrația este un sistem care ne garantează fiecăruia că nu vom fi conduși decât atât cum merităm.
atâta merită. După miraj. Și nu aruncați vina pe alții. Singurul lucru, singurul om pe care trebuie să-l acuzați, sunteți dumneavoastră. Acum, pe fondul acesta, dar criza asta nu numai la noi, ce conducători are Ucraina? Ce conducători are Israel? Cu câțiva ani în urmă, președintele Israelului acuzat de viol. Păi, ce mai trebuie noastră? Președintele Germaniei acuzat de lapidare. Ce mai trebuie noastră? Și ce conducători are America? Doamne, ai milă de ei. Sau Franța. Pe fondul acesta apare conducătorul ideal anticristul. Deci lumea are nevoie de un conducător. Pe Domnul Iisus Hristos, adevăratul conducător, nu îl primesc, dar va veni altul numele lui, pe acela îl vor primi. Ei bine, imaginați-vă ce se va întâmpla cu lumea aceasta când va fi condusă în întregime de celălalt. În final, lumea dezamăgită de tot ce este, va trebui să ajungă la ceea ce se spune în Apocalipsa. Când Duhul și Mireasa vă zice, vino Doamne Iisus. Vino Doamne Iisus. Că nu mai putem fără tine. Suntem ruinați, nenorociți. Vino Doamne Iisuse, că altă scăpare nu e. Dar de ce să așteptăm până atunci? De ce să nu spunem acum? Vino Doamne Iisuse și domnește în inima mea. Acum, Dumnezeu s-a folosit întotdeauna în lucrarea Lui de oameni. Nu de mulți oameni, de puțini oameni, foarte puțini oameni, dar oameni de calitate. Dumnezeu n-are nevoie de oameni care nu sunt de calitate. Imaginați-vă următorul lucru, eram la seminar și la o lucrare. Un coleg a primit, zicem așa, o notă mai mică. Și fratele Bunace avea obicei, zice, băi frate, azi îți dau un G. G era un 6. Zice, îți dau un 6. Dar nu îți dau. Te mai pun să înveți. Nu, frate bună, las că e bun și 6. Zice, nu mă, omule. Dumnezeu nu are nevoie de oameni de 5 și de 6. Dacă vrei 5 sau 6, le duci acasă. Dumnezeu nu are nevoie de oameni de 5 și 6. Ora e 9 și 10, ora afară. Dumnezeu are nevoie de oameni de calitate. Împărăția Lui este o împărăție de calitate. Nu e suficient să fii bun, trebuie să fii foarte bun. Ori ești foarte bun, ori afară. Acum, oamenii care au venit la Domnul Iisus, nu au fost buni la început, dar au devenit în timp. Când stai lângă Domnul, când stai lângă cuvântul Lui, îmi vine să spun, chiar dacă ești uscat ca și toiagul lui Aron, înverzești. Dacă stai lângă Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni de calitate. De ce calitate ești tu? Cât vrei. Cât poți să te urci? Cât vrei, atâta te urci. Dar tu poți să te oprești unde vrei și jos. Dar Domnul zice să nu te oprești în câmpie. Scapă la mult. Urcă-te. Cât de mult? Cât poți? Cât vrei să te urci? Dumnezeu are nevoie de oameni de calitate. Oamenii care au venit la Domnul Iisus, ucenicii Domnului Iisus Hristos, nu au fost la început de calitate, dar în timp au devenit. Dacă stai lângă Domnul și dacă ești dispus să înveți, fraților, cea din tâi disponibilitate a unui conducător este să fie dispus să înveți. Ești dispus să înveți? Cât ești dispus să înveți? Avem sursă de învățătură pretutindenea. Avem sursă de învățătură cerească în cuvântul lui Dumnezeu. Cât ești de dispus să înveți? Cât te interesează învățătura? Acum, dumneavoastră, într-un fel sau într-altul, sunteți niște conducători, dar nu uitați că fiecare conducător, ca să fie bun, trebuie să recunoască deasupra lui pe Supremul Conducător. Amin. Dacă nu-L recunoști pe Dumnezeu, conducătorul tău suprem, nu poți fi conducător.
Noi trebuie să ne lăsăm conduși, noi, ca să putem conduce pe Hristos. Adică eu trebuie să o conduc în așa fel, încât să spun la oameni, urmați-mă pe mine, atâta vreme cât și eu îl urmez pe Domnul Iisus. Dacă constatați că eu nu îl urmez pe Domnul Iisus, nu urmați. Noi trebuie să ne lăsăm conduși ca să putem conduce pe alții. Dacă nu te lași conduși, dacă nu recunoști autoritatea lui Dumnezeu, nu poți fi conducător. Împăratul David a început o nouă tactică de luptă în Israel. În România, care ați făcut armata, probabil că unii ați făcut-o, nu știu, unii n-ați, majoritatea poate n-ați făcut-o, da? În armată era așa. Caporalul sau sergentul constă la umbră, ce înainte marș. Și noi prin groc, prin apă, prin spin, înainte marș. El este la umbră. David în Israel a început o altă tactică, nouă. După mine, marș. El în față și după mine, marș. Orice trebuie, el era în față. De ce creți că a schimbat soarta Orientului în vremea aceea? Pentru că a fost întotdeauna în față. Acum, din punctul de vedere al bisericii, cine trebuie să fie în față? Păi dacă păstorul nu, dacă... Cine să fie? Dar putem spune după mine marș? Urmați-mă pe mine? Stai puțin, frate, dar noi nu suntem Domnul Iisus. Nu, sigur că nu suntem Domnul Iisus. Noi suntem urmașii Lui. Noi suntem slujitorii Lui. În lucrarea Lui Dumnezeu, El are nevoie de slujitori, de oameni care să se implice. Acum, aș vrea să înțelegeți următorul lucru. Dintr-un punct de vedere, suntem ca și Ioan Botezătorul. Nu suntem lumină. Dar suntem martori, testa. Nu trebuie să-i atragem pe oameni la noi, ci să-i conducem pe oameni spre Domnul Iisus. Să nu încercăm niciodată să lucrăm, să facem așa, ca să-i atașăm pe oameni de noi. Cea mai mare greșeală. Nu-i atașa pe oameni de tine, atașează-i de Domnul Iisus, ca să nu fie dezamăgiți niciodată. Că dacă-i atașezi de tine, în curând vor fi dezamăgiți. Atașează-i pe oameni de Domnul Iisus. Atenție! Nu ești tu lumea. Ești martor. Despre adevărat. Deci a venit un om. Om? Da, nu munce. Om. Păi când spun om, de ce înseamnă? Slăbiciune. Ture. Îl doare capul câteodată. De mine mai doare. Mai doare spatele câteodată. Da, ai probleme, ai familie, ai necazuri, ai dureri, de toate. Aveți așa ceva. Știți de ce? Pentru că suntem oameni. Că dacă am fi înger, nu ne-ar durea nimic. Și de multe ori ai probleme în familie. De ce îngerii n-au probleme în familie? Dar noi avem. De ce? Pentru că suntem oameni. Aveți copii. Da. Și copiii noștri sunt tot așa de ascultători ca și toți copiii de pe față. Da. Și când ai familie, ai probleme. Nu uita. Ești om. Slăbiciune, limitare, neputință, durere. Dar stai puțin. Ești om. Dar a venit un om trimis de Dumnezeu. Asta schimbă situația. Ești om, dar nu orice om. Ești trimisul lui Dumnezeu. Și când ești trimisul lui Dumnezeu, tu slujești pe cineva. Tu reprezinți pe cineva. Tu trebuie să duci cuvântul de la cineva. Nu cuvântul tău, cuvântul lui. De ce? Pentru că ești omul lui Dumnezeu. Și dacă ești omul lui Dumnezeu, atunci ai o responsabilitate imensă. Păi dacă omul lui Dumnezeu nu e cum trebuie, ce să te aștepți la alții? Ce pretenții poți să ai de la alții? Ești omul lui Dumnezeu? Da. Pentru mine este foarte inspirativ când Elisei trecea prin Sunem. O femeie s-a uitat la el. Omul acesta este un om al lui Dumnezeu. Trece totdeauna pe la noi. Hai să-i facem o daie mică,
Acolo să punem strictul necesar, mobila necesară unui profet. Un pat, un scaun, un sfeșnic. Atât îți trebuie. Ce îți mai trebuie? Dar când s-a uitat la el, omul acesta este un om al lui Dumnezeu. De unde știi? Păi, când se uită oamenii de noi, pot spune este omul lui Dumnezeu? Sau spune este omul? Eu la pipă. Un om al lui Dumnezeu. Dar crezi că omul lui Dumnezeu a spus, hei, hei, atenție, vine omul lui Dumnezeu la voi, pregătiți-vă. A spus ceva? Nimic. Dar de ce n-a spus? Dar nu era nevoie. Când vorbea omul lui Dumnezeu, se cunoștea. Când intra omul lui Dumnezeu într-o casă, se cunoștea. Când venea omul lui Dumnezeu într-o casă, aducea pacea lui Dumnezeu cu el în casa acela. Aceea era omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu când intră într-o casă, rezolve probleme, nu face probleme. Oamenii lui Dumnezeu de astăzi ce fac? Fraților, cu regret spun și mă doare în suflet, cineva a zis, mi-e milă de Dumnezeu de ce slujitor are. Despre unii mari. Când omul lui Dumnezeu n-are cuvânt, când omul lui Dumnezeu nu se ține de ce a spus, când omul lui Dumnezeu nu este exemplu, când omul lui Dumnezeu nu-și face datoria, hai puțin, pentru ce? Atenție! Omul pe care îl folosește Dumnezeu trebuie să ai grijă de el. Știi că ai grijă să ai grijă de el. Știți care e greșeala noastră, păstorilor? Pregătim predica, pregătim programul, dar nu-l pregătim pe omul lui Dumnezeu. Cea din tâi pregătire, pregătește pe omul lui Dumnezeu. Omul care va predica, îl pregătește? Ce stare are omul lui Dumnezeu care vine să predice? Este el amărât? Este obosit? Este descurajat? Cum e omul lui Dumnezeu care predică? Păi înainte de a predica, el predică. Cum stă la amvon? Să nu vă faceți iluzii că lumea nu vă observă. Să uite la tot. Ce batist am scos din Dumnezeu? Cum i-am suflat masă? Cum i-a stat cravata? Am stat picior peste picior? Stai puțin. Dar cum am pus la amvon să mă rog? M-am pus la amvon să mă rog cu fundul către oameni. Păi ești nenorocit-o. N-ai voie să faci așa niciodată. Deci că tu ești omul lui Dumnezeu. L-ai pregătit pe omul lui Dumnezeu. Cum vreți să fie omul lui Dumnezeu care vine să predice cuvântul? Băi, așteptam ceva. Omul lui Dumnezeu aduce un cuvânt. Vrem să-l auzim pe omul lui Dumnezeu. Păi noi nu venim la biserică pentru că nu avem ce să facem acasă. Avem noi ce să facem acasă. Venim la biserică să ne rugăm, să cântăm, dar printre altele, vrem să auzim un cuvânt de la Dumnezeu? Și frații din biserică ar trebui să-i spună omului lui Dumnezeu, frate, lasă industria și comerțul în seama noastră. Noi o să le facem. Dar duminica, atunci când venim la biserică, adune o pâine proaspătă din cer. Adune un cuvânt de la Dumnezeu. Adune ceva să ne hrănească sufletele. Că destul toată săptămâna suntem bombardați, suntem confruntați cu tot felul de lucruri. Dar duminica, frate, adune ceva de la Dumnezeu. Nu e interesant să ne vorbească Dumnezeu? Păi cum e că nu vorbește Dumnezeu? Știți că uneori nu vorbește. Și frații din biserică știu când vorbește Dumnezeu și când nu vorbește. Știu. Nu trebuie să le spui tu, știu ei. Ei știu și când vrem să-i păcălim. Uneori mai facem o greșeală. Avem impresia că putem spune oricând, orice. Acum dacă mă luați pe mine, zicem așa, am 35 de ani de când sunt pastor al Lugoș. Credeți că aș putea să deschid Biblia oricând și oriunde și să predic ceva? Da. Aș putea? Da, se poate. Da, nu e bun. Sub nicio formă. Cea mare greșeală? Sub nicio formă să nu facem așa ceva.
Eu trebuie în curs săptămâni, am terminat predica duminica, mă gândesc, dar duminica viitoare ce predic? Biblia aici, adevărat. Din Biblie trebuie să fie. Dar Dumnezeu, ce vrea să transmită poporului său pentru duminică? Nu știu cine va fi eu nu predic pentru o persoană, predic pentru poporul lui Dumnezeu. Sub nicio formă să nu vă concentrați mesajul asupra unei persoane. Las că îi spune o duminică. Total. Sub nicio. Pregătește omul. L-ai pregătit? Cât e de pregătit omul care se... După ce ai pregătit omul, ai grijă de omul lui Dumnezeu. Știi că ești limitat. Știi că și tu obosești. Știi că nu poți face toate lucrurile. Mă, unele nu le poți face. De ce? Pentru că ești om. Mai ai nevoie și de odihnă. Te mai odihnești puțin. Aș prefera păstorul meu să vină duminica la biserică odihnit. Nu obosit. Păi, ai grijă? Știți să zic că unul în Timișoara în care s-au întâlnit doi păstori. Am venit la conferință, la comunitate. Cu ce tren am venit? Păi cu trenul ăsta, de Reșița. Păi tu și eu am venit cu trenul ăsta? Nu te-am văzut. Deci am fost la clasa întâia. La clasa întâia? Omule! Păi cum adică risipești banii Domnului? Păi tu la ce clasă ai venit? Am venit la clasa a doua. De ce? Să fac economie din banii Domnului. Să protejez banii Domnului. Și ce? Și eu am venit la clasa întâia. Ca să protejez pe omul lui Dumnezeu. Mm-hmm. Băi, stai puțin! Dacă sunt oameni lui Dumnezeu, trebuie să fim ce mai prăbătiți? Ce mai săraci? Nu că vrea Dumnezeu, nu. Dumnezeu vrea să ne facem cât de important să acordăm noi lucrării pe care o facem. Te pregătești? Zicem așa, frații noștri care sunt în biserică, merg la serviciu fiecare zi 8 ore. Chiar puțin, unul lucrează și mai mult. În general. Dar omul lui Dumnezeu, cam cât lucrează? Păi dacă ar lucra, să zic eu, 4 ore pe zi, altfel, pentru Domnul să lucreze. Să se gândească, să studieze, să pregătească cuvântul. Nu credeți că ar trebui? Sunt într-o biserică. Invitat. Vin, după cum e obiceiul, mai înainte, cu vreo 20, jumătate de oră. Cam așa, nu pot să vin la fix niciodată. Ce vin mai înainte. Păi, fără 5, păstorul nu-i venit. Mă, dar e fix și păstorul încă nu-i venit. Mă, dar e și 5. Programul pe care el a anunțat și păstorul nu-i venit. Pe la și 10 vine și păstorul. O, pace, am întârziat, știți cum, mă scuzați. Are cine o carte de cântări? Zic, dar unde e cartea ta de cântări? Păi nu știu, stai puțin, cred că am uitat în mașină, stai să văd. N-aveți o Biblie pe mine. Păi omul, dar unde e Biblia ta? Păi dacă tratezi așa, ce urmează? Nimic. Vorbesc doi păstori tineri la telefon. Păi să vin la mine la evangelizare. Nu vin, zice ăla, așa am înțeles. Nu vin. Hai mă, te rog mă, vină mă, că n-am pe ce să chem. Hai, dar nu știu ce să predi. Hai, găsești tu ceva ce să predi. Las că îi aburesc eu cu ceva. Atenție. Îi aburesc eu cu ceva. După ce a trecut serviciu, cum a fost? Apoi ea. Păi, dacă tratez așa, ce poate să iese de asta? Apoi ea. Tu cine ești? Eu? Un om bătrân. Stăm parte o bancă, gânditor. După un timp se așează un tânăr lângă el. Întreabă, domnule, dumneavoastră, cine sunteți? Și la asta mă gândea și eu. Cine sunteți? Cine sunteți? Ești Ilie? Nu. Ești prorocul? Nu. Dar cine ești în final?
Bătălerul a spus mai întâi, e foarte important, noi trebuie să știm cine sunt. Dar în primul rând ar trebui să știi cine nu ești. Ești Lier, nu sunt. Ești Rău, nu sunt. Ești Lumina, nu sunt. Ești Hristos, nu sunt. Știi cine ești? Ioan Botezătorul a știut cine nu este. Oamenii aveau păreri bune despre el. Îl flatau. Dar el nu s-a lăsat flatat de părerea bună a oamenilor. A știut cine este. Știi cine nu ești? Trebuie să știi cine nu ești. Ca să știi cine ești. Cine ești tu? Păi eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Trebuie să vine împărăția lui Dumnezeu. Tu știi cine ești. Păi dacă nu știm cine suntem, ce lucrare facem? Imaginați-vă, nu știu unde vreau să ajung. Nu știu unde vreau să ajung. Ce drum e bun pentru mine dacă eu nu știu unde vreau să ajung? Ce bun, ce drum e bun pentru mine? Niciunul. Că de ce? Păi nu știu unde vreau să ajung. Păi dacă nu știm unde vrem să ajung, ce drum e bun? Niciun drum. Eu trebuie să știu unde vreau să ajung. Eu am un scop atunci când predic, urmăresc ceva și vreau pe oameni să-i conduc într-o anumită direcție. Și pentru că știu unde vreau să ajung, știu și ce drum să aleg. Pentru că dacă nu știu unde vreau să ajung, nu știu ce drum care este. Trebuie să știm fiecare dintre noi ce suntem, care e datoria mea. Și nu uitați, omului Dumnezeu trebuie să fie în permanentă dependență de Duhul Sfânt. A neglija Duhul Sfânt este o mare pierdere pentru fiecare dintre noi. Salut! Prin Duhul Sfânt trebuie să facem orice lucrare și să depindem în întregime de El. Atenție! Duhul Sfânt vrea să ne folosească dacă ne lăsăm folosiți de El. Dar Duhul Sfânt ne folosește așa cum vrea El, nu cum vreau eu. Și ne dă ce vrea El, nu ce vreau eu. Duhul Sfânt știe ce vrea și vrea să ne conducă acolo unde vrea El. Dar Duhul Sfânt nu se impune cu forța. El are îndemnurile Duhului Sfânt. Dumnezeu nu se impune cu forța. Dacă El șoptește. Zicem așa, fratele Eloi a dat exemplu cu zăbala. În Psalmul 32 zice, nu fiți ca un cal, ca un cătâr, mă, îi pui zăbala în gură și... Băi, trebuie zăbala să ne pună Dumnezeu. Avem nevoie de zăbală? Păi, dar noi nu suntem cătări și cai. Cel puțin în ei, nu? Că unii ți-l încăpățânat ca un... De ce? Adică dacă Dumnezeu te cercetează, te îndeamnă frumos, delicat, blând, și tu nu pricepi. Ce? Ai nevoie de zăbală? Nu fiți ca o cală. Lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Colaborează cu Duhul Sfânt în permanență. Lasă-te la dispoziția Duhului Sfânt în fiecare moment din viață. Întreabă, vorbește cu Duhul Sfânt. Seamă așa, Duhul Sfânt, duminică trebuie să predic. Eu nu știu ce să predic, dar mă gândesc că tu știi. Tu știi cine are să fie la biserică, ce nevoie au oamenii, Duhul Sfânt. Știu că vrei să-L proslăvești pe Domnul Iisus. Hai, vino în mine, vino peste mine, călăuzește-mi, ca să-L proslăvim pe Domnul Iisus. Dăm cuvântul în toate și când mă ridic să predic, trebuie să spun, Domnul Sfânt, vino peste mine, ca să-L proslăvim pe Domnul Iisus. Și după ce am terminat, predică să-L mulțumesc Domnul Iisus, că treabă bună. Eu am fost cu greșelile, tu cu greșelile, tu cu colaborează cu Duhul Sfânt.
Stai în dependență totală de Duhul Sfânt. Acordă importanță Duhului Sfânt. Pentru că noi suntem unelte în mâna lui Dumnezeu. Toate darurile Duhului nu sunt jucării, nu sunt obiecte de podoabă, ci sunt unelte pentru lucrare. Mulți au învățat Duhul Sfânt. Pentru ce vrei Duhul Sfânt? Pentru ce vrei tu Duhul Sfânt? Va veni o putere, voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Ce vrea Dumnezeu? Să fim martori. Ca oameni al lui Dumnezeu trebuie să fim lumină, noi personal, dar nu lumina noastră proprie. Lumina lui Dumnezeu. Ce greșeli mai putem face? Să-i ne socotim pe oamenii pe care slujim. Cum îi privești pe oamenii care slujesc? Ca să ai o imagine corectă, puneți întrebarea. Cum îi vede Dumnezeu pe oamenii pe care slujesc? Cum îi vede El? Ca niște păcătoși care trebuie mustrați? Ca niște răi care trebuie condamnați? Ca niște oameni care trebuie loviți, care trebuie jigniți, care trebuie umiliți? Nu. Isaia, capitolul 40, cu versetul 1, spune mângâiați, mângâiați, zice Domnul. Spuneți-i că păcatele sunt iertate. Cred că prea multă critică avem în biserică pentru frații. Ar trebui să schimbăm. Oamenii nu vin la biserică să fie criticați. Să fie mângâiați, să fie înjurașați, să fie ridicați, să vadă că îi pasă la cuibă de ei. Întinde mână, ridică pe oameni, pe oamenii răi. Cum îi vede Domnul Iisus pe păcătoși? Știți cum îi vede? Nu pe oameni care trebuie condamnați, oameni care au nevoie de mântuire. Oameni care au fost înșelați de diavolul. Așa mi-a explicat ce ne iubește Dumnezeu, că ne vede. Că am fost înșelați, că am fost păcăliți de cel rău. Și pentru că am fost păcăliți, nu-i milă, mă, nu vezi că ești păcălit de cel rău. Încurajează. Dumnezeu le vede ca niște oameni bolnavi care au nevoie de vindecare. Care au nevoie de medicament. Nu de oameni care trebuie duși la mort. Nu. Vindecați, mângâiați, ajutați. Facem lucrul acesta. Dumnezeu iubește pe oamenii. Ce fel de oameni? Ce fel de oameni? Păi stai, oamenii pe care iubește Dumnezeu, cum sunt? Perfecți? Cum sunt perfecți? Dar cum sunt? Păcătoși, evrei, bolnavi, amărâți. Și Dumnezeu iubește așa oameni? Da. Acum, noi. Iubim oameni. Cea din tâi caracteristică a unui adevărat slujitor trebuie să fie iubirea de oameni. Nu talentul, nu școală, ci iubirea de oameni. Simone, fiul lui Ioana, mă iubește? Mai mult decât aceștia. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Dacă da, tu paște mirușei mei, paște luițele mele, paște oile mele. Dar ce l-a calificat? Iubirea. Știți de ce a venit Domnul Iisus în lume? Pentru că ne-a iubit. Știți ce așteaptă Domnul Iisus de la noi? Iubire. Cea din tâi poruncă? Să iubești pe Domnul. Da. Iubirea de Dumnezeu o putem arăta iubind pe oameni. Iubiți pe oameni. Dacă nu iubești, nu poți să-i slujești în mod eficient. Sub nici nu. Poți să-i pleznești, poți să-i jimnești, dar nu poți să-i slujești cu adevărat. Într-o duminică dimineața, o mamă vine la copilul ei și spune, John, scoală-te și du-te la biserică. Nu mă duc. Mama insistă, John, scoală-te și du-te la biserică. Nu mă duc. De ce nu te duci? Am două motive. Ei nu mă iubesc pe mine, eu nu iubesc pe ei.
Și mama zice, am și eu două motive pentru care trebuie să te duci la biserică. Ai 40 ani și ești păstorul bisericii. Și dacă ești păstorul bisericii, știți că uneori trebuie să te duci ori ai chef, ori n-ai chef? Ceva așa. Un membru în biserică se poate spune, n-am chef să mă duc la biserică. Dar tu? Eu spun, ori ai chef, ori n-ai, scoală-te și ești trebuie să te duci. E nevoie de tine. Dar nu sunt bun. Așa, nu ești bun, Domnul e bun întotdeauna. Dar vezi, nu se face lucrarea care trebuie. Iubește-i pe oameni. Să nu-ți închipui că poți să faci singur lucrarea. Nu suntem chemați să facem singur lucrarea. Sub niciun punct. Trebuie să facem lucrarea împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul de Duhul Sfânt. Niciodată zic. Nu fă singur. Nu ești chemat să o faci singur. Ci împreună cu Domnul. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul zilului, până la sfârșitul viacului. Așa zice Domnul. Mergeți și iată, eu sunt cu voi. Luați jugul meu, dar jugul e pentru doi. Și apoi, mai avem nevoie și de oameni. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Să-i apreciați pe oamenii cu care lucrați. Apreciați? Știți că păstorul nu poate face singur lucrare. Are nevoie de un cântăreț, are nevoie de unul la org, are nevoie de unul șier, are nevoie de unul și de altul. Îi apreciați pe oamenii care se implică în lucrare. Cât de mult apreciați? Păi ar trebui să-i apreciăm. Îi apreciați, îi stimulați, îi lăudați câteodată. Noi avem nevoie de oameni. Lucrăm cu oamenii, printre oameni. Nu ești chemat să faci singur lucrare. Implică-i pe cât mai mult să lucrare. Cum e dacă ai un muncitor la lucru acasă sau ai vreo cinci? Păi altă treabă, frate. Când ai mulți, se vede. Greșeala noastră că de multe ori vrem să facem singur. Dar nu sunt chemat să fac singur lucrare. Să implicăm pe toți, pe cât de mulți posibil în lucrarea lui Dumnezeu. Să nu vă mirați de faptul că Dumnezeu folosește adeseori oameni la care nici nu ne gândim. Se întoarce la rugă la Dumnezeu un bătrân, de vreo 80 de ani. La mărturisire, îl întreb. Frate, știu și acum cum îl cheamă, am plecat în veșnicie. Ce v-a determinat să veniți la noi la biserică, să vă predați Domnului să vă pocăiți? Ce v-a determinat? Păi să vă spun sincer, frate păstor, ușierul. Nu predica mie. Nu. Ușierul? Dar cum? Deci când am venit, a vorbit atât de frumos cu mine, mi-a luat palton, mi-a pus în cui, mi-a dat un scaun. Păi și am umblat la biserică ortodoxă zeci de ani. Nimeni nu mi-a spus bun venit, nimeni nu mi-a dat un loc, nimeni nu mi-a luat paltonul să mi-a spus. Dar când am venit la dumneavoastră, un frate, de la ușă, cea atât m-a impresionat, mi s-a topit inima și am hotărât, aici e locul meu, aici sunt bine primit, că mi-a zis unul, bine ați venit la noi, ușierul. Poate Dumnezeu să folosească de ușier? Amin. Vă spun un alt caz. Tot la lucru s-a întâmplat. Soră, o soră. Cum de unde s-a la biserică? Să vă spun de la început și nu o să vă placă. Spune chiar dacă nu-mi place. Am venit în biserică la o evanghelizare prima dată. Am vrut să mă pun pe un scaun, o să mă spun, e ocupat. M-am dus în altă parte și e ocupat. M-am dus la al treilea scaun și e ocupat. Am ieșit afară și am zis cu lacrimi în ochi, eu aici nu mai calc niciodată. Pe hol, vine din stradă o altă soră. De ce plâng, soră? Păi, de cum să nu plâng? În trei locuri am vrut să mă pun și mi-au spus că e ocupat. N-am loc în biserica asta, vreau să mă pun. Vino cu mine. Hai cu mine. Hai că-ți dau. M-am întors.
O soră m-a întors acolo. Mă întreba. Mai eu, n-am încălcat. Păi nu puteai, prin atitudinea ta, să împingi un om afară și să nu-l mai vezi niciodată? Nu păstorul, nu formația, nu corul, din nou. Omul, omul de rând. Omul din biserică. Fraților, vă mai spun ceva, poate nu o să ne mai întâlnim. Nu știu, dar poate ne mai întâlnim. Aveți grijă când aveți întotdeauna să fie într-o biserică un ușier care să spună, bine ai venit la biserică, hai aici, dacă vine un străin, nu știu să spună, nu știu să spună, hai na, nu știe. Dacă nu vine niciodată, nu-i vina noastră, dar dacă vine odată și nu mai vine și a doua oară, e vina noastră. De ce? Nu l-am primit bine. Nu ne-am purtat bine, nu ne-am dat bine. Ai grijă, pune nu și ea. Și atenție, vă mai spun ce am. Merg pe la sat, mă mai invită frate. Și câteodată, după o călătorie lungă, trebuie, iertați-mă că să iertați-mă să te duci la toaletă. La sat. Pune toaleta. Și acolo. Bă, un întuneric besnă, nu vezi nimic. Unde să te pui? Păi ce faci? Îți faci pe tine? Ce faci? Bă, frate, pune un bec la toaletă. Cât costă să pui un bec? Cât costă? Se mai lucru. Păi ce, frate, și la toaletă de zi. Tocmai că la toaletă trebuie. Dacă altă parte nu trebuie. Bă, la toaletă trebuie bec! Frate, toate că răba așa grișă. Am fost de curând la el. Bă, frate, e mare? Dai seama, ce face? Simplu. Păi, dacă omul lui Dumnezeu nu vede că trebuie, cine să vadă Baba Floare? Pentru Baba Floare nu contează un seruc. Fraților, aș vrea să vă spun, nu uita cine ești. Nu uita de limitările tale. Nu uita. Ești omul lui Dumnezeu și oamenii se uită la tine. Și așa să mai spun lucru. Nu te descuraja când oamenii te vorbesc de rău, când te bârfesc. Lasă-i să vorbească. Lasă-i să bârfească. Dar cum îți vrea suport? Da, știi ce înțeleg că e asta? O lua seama nici tu la toate vorbele care se spun, ca să nu cumva să văd pe sluga ta vorbindu de rău. Că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Atenție! Nu te descuraja! Și nu... Dar atenție! Nu vorbi de rău pe nimeni niciodată. Ești omul lui Dumnezeu. Dacă te-ai apucat vreodată să vorbești de rău pe cineva, ești pierdut. N-ai dreptul să vorbești de rău pe nimeni niciodată. Sub niciun. Dar ei vorbesc. N-are importanță ce fac ei. Tu nu răspunzi de ce, tu răspunzi de ce faci tu. Nu ai dreptul să vorbești de rău pe nimeni niciodată. Lasă-i. O să se plictisească. O să vorbească o zi, două, trei. Zice cineva. Bă, frate, dar știi că ăla nu-i place de tine. Mă zic, e în același gând cu mine, nici mie nu-mi place de mine. Să solbează la mine. Păi, știi că o zis ăla rele de tine? Nici n-o zici destule, zic eu. Că dacă ar fi știut, ai câte merită. Când le zici de două ori, așa știi cum, nu mai vine la tine nimeni. Da. Să vezi. Ia zi, pe cum? Las că-i arăt, îi spune pe ce. Nu. Dacă oamenii te vorbesc de rău, ești mai rău? Nu. Dacă te vorbesc de bine, ești mai bun? Nu. Ești ce ești. Înaintea lui Dumnezeu. Și numai lucrurile acestea vor fi. Fii omul lui Dumnezeu, fă-ți datoria ta, locul tău. Și gândește puțin. Dacă Ioan Botezător, dacă Moise, dacă Ilie, au fost tratați așa. De câte ori au luat oamenii pietre să arunce în Moise? Oare nu i-a venit lui minte să spun, Doamne, asta merit, după ce am sacrificat tot.
după ce i-am iubit mai mult decât pe mine, după ce am vrut să le fac cel mai mare bine, Doamne, asta merită. Te gândești? Zice-mă așa, dacă ei au fost tratați altfel, ce drept ai tu să pretinzi un alt fel de tratament? Dacă Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, scuipat, la jocurit, disprețuit, a fost tratat așa, ce drept am eu să fiu tratat altfel? Avem un drept? Prorocul Ieremia a predicat 40 de ani fără să se pocăiască nimeni. Descurajată, Doamne, nu mai pot. Că de multe ori zice și nu mai pot. Doamne, fă ce că nu mai pot. Dar înainte de a părăsi lucrarea, se ducea și spunea lui Dumnezeu. Nu știu ce îi spunea Dumnezeu, dar totdeauna se întorcea la lucrurile. Du-te la lucrurile. Nu-i treaba ta să mântuiești pe oameni. Treaba ta să fii lumină. Să mărturisești despre lumină. Să le predici Evanghelia. Treaba lui Dumnezeu să-i pocăiască. Succesul depinde cât de credincios ai fost în lucrul care ți l-a dat să-l faci. Nu s-a pocăit nimeni. Nici nu mă interesează. E treaba lui Dumnezeu. Dar tu ți-ai făcut datoria. Ai făcut credincios? Și după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să spuneți, suntem niște robi, ne? Atenție, nu șefi. Rob. Dar eu cinste să fii rob, depinde la cine ești. Nu există cinste mai mare decât să fii robul lui Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Petru, rob. Moise, robul lui Dumnezeu. N-a fost nici prea sfințit, nici prea onorat, nici prea cinstit. A fost robul lui Dumnezeu. Și n-a vrut să schimbe niciodată altceva. Fraților, vreau să-l pun în încheiere ce cu un om, într-o biserică, asta nu face parte din lecție, dar vă spun așa. Traducem? Zice către soția, să știi că am să mor. Măi, nu vorbi prost. Ba da, eu am să mor. Mă simt că se apropie sfârșitul, vreau să mor. Măi, nu vorbi, ce să mor, că am nevoie de... Nu, 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 uite, simt așa că trebuie să mor. Zice, fă ceva, tu te cheamă pe fratele Casia și fratele Diacon să vină să stea lângă mine până închid ochii așa. Măi, vreau să am lângă mine. Nu poate oamenii să ocupa. Nu contează. Tu te cheamă, roagă-i, spune-i că să vină lângă mine. Să stea unul de o parte patului, celălalt de partea, celălalt a patului, până închid ochii, după aceea poate să pleci. S-a dus soția, o chemat pe fratele Casie și fratele Diacon. S-au pus ăștia unul într-o parte, unul într-alt. Și eu cu mâinile pe tot, da să moară. Păi, dar trece un ceas, dar nu moare. Trec două ceasuri, nu moare. Vezi, două jumate. În ce putea să se uită la el? Păi, ori mori, ori care-i treaba? Adică ne chemi aici, cu ce gând ai chemat așa? Păi crezi că noi avem vreme să pierdem așa, că tu mori, nu mori? Păi, frate, să vă mărturisesc ceva. În viață, recunosc azi în fața voastră, n-am putut să trăiesc ca Domnul Iisus Hristos. Dar am vrut să mor ca Domnul Iisus cu trebuie de fapt.